Japonia este unanim recunoscută drept una dintre cele mai civilizate țări din lume. O democrație consolidată, o țară exemplu pentru modul în care este pus pe primul plan interesul cetățeanului. Japonia are însă ceva care o deosebește de majoritatea țărilor civilizate, la fel ca Statele Unite, anume pedeapsa cu moartea, care se dă pentru infracțiunile cele mai grave. Fiecare moarte este învăluită în secret în Japonia față de cei executați. Familiile și persoana iubită nu au nicio șansă să-și ia rămas bun și li se spune despre execuție doar după ce s-a întâmplat. Pedeapsa capitală este încă legală în Japonia, unde cei condamnați la moarte sunt executați prin spânzurare. În fiecare caz, sunt legați la ochi și au o glugă neagră plasată deasupra capului înainte ca gâtul să fie rupt folosind o frânghie, care atârnă deasupra unei trape. Fiecare execuție se efectuează cu 3 ofițeri de închisoare prezenți la fața locului. Toți apasă butoanele ușii în același timp, astfel încât să nu știe cine este responsabil. Singurele persoane pe care prizonierul le poate vedea în ultimele momente în viață sunt oficialii închisorii și un preot. În 2018, Nishikawa a fost executat în Japonia și moartea sa a fost tulburătoare. Pe o podea lustruită și o iluminare slabă, calmul liniștitor al unui templu budist și o ultimă privire. Apoi, cu o brutalitate pe care nimeni nu o poate ascunde, i s-a pus un laț în jurul gâtului și trapa de sub picioare a cedat. Probabil că a murit în câteva secunde, ucis de un stat care îi acoperă procesul de execuție într-un asemenea secret încât chiar și deținutul condamnat nu știe exact când va muri. Nishikawa, în vârstă de 61 de ani, nu era bineînțeles un sfânt. Fusese condamnat pentru uciderea a 4 femei într-o groaznică crimă în urmă cu mai bine de 25 de ani. Sumida, un al doilea bărbat executat în Japonia în acea zi, a fost de asemenea vinovat de crimă, de data aceasta a fostei colege. O altă execuție în Japonia este Asahara, fondatorul cultului Shinrikyo, care a fost în spatele atacului cu gaze sarin din 1995 asupra metroului din Tokyo. Asahara, în vârstă de 63 de ani, a fost creierul din spatele atacului mortal care a ucis 13 persoane și a rănit 6.000 în urmă cu aproximativ 23 de ani. 13 membri aproximativ ai cultului au fost pe coridorul morții din Japonia. Reuters raportează că 6 dintre aceștia au fost executați în același timp. Execuțiile lor vor fi însă subiectul unei mici dezbateri în Japonia din cauza naturii secrete a procesului. Deținuții sunt ținuți în izolare și li se permite să facă mișcare doar de 2 ori pe săptămână. Există puține lucruri care să ușureze o astfel de viață acolo, vizitele familiei fiind menținute la un nivel absolut minim. Cei mai mulți își petrec cel puțin 5 ani așteptându-și soarta, iar unii, precum Nishikawa, petrec zeci de ani fără să știe deloc când va veni momentul morții. Shoji, în vârstă de 64 de ani, a fost pânzurat la centrul de detenție din Tokyo, în timp ce Suzuki Yasunori, în vârstă de 50 de ani, a fost pânzurat în centrul de detenție din Fukuoka, în august anul trecut. Ambii bărbați au fost condamnați pentru crimă, iar execuțiile au fost primele efectuate în Japonia anul acesta. Niciun bărbat nu și-a putut nega vinovăția. Shoji era închis pentru viol și ucidere din 2001. El a comis crimele în conspirație cu prietena sa. Cu un an mai devreme, violase și rănise o altă femeie în Tokyo. Execuțiile ambilor bărbați au fost ordonate de ministrul japonez al justiției. El a spus că agresiunea sexuală, inclusiv violul, e o infracțiune de neiertat. Aceste cazuri au fost deosebit de îngrijorătoare, deoarece criminalii și-au ucis apoi victimele. Între 2012 și 2016, 24 de persoane au fost executate în Japonia, dar există mai mult de 110 în continuare pe coridorul morții. Amnesty International a cerut abolirea execuțiilor și a pedepsei cu moartea în Japonia. Directorul de cercetare din Asia de Est, de la Amnesty International, a declarat că aceste execuții demonstrează șocanta ignorare a guvernului japonez față de viața umană. În timp ce restul lumii renunță la pedeapsa cu moartea, Japonia rămâne blocată în trecut, continuând cu această pedeapsă crudă și ireversibilă. E deplorabil faptul că guvernul continuă să execute deținuții. În timp ce Japonia pregătește să găzduiască
Congresul ONU privind criminalitatea în aprilie, e timpul ca sistemul său de justiție penală să fie revizuit pentru a respecta pe deplin legislația și standardele internaționale privind drepturile omului. Au existat și critici din partea Comitetului ONU împotriva torturii, care a evidențiat secretul sistemului de execuție și tensiunea psihologică pe care o pune asupra deținuților și familiilor acestora. E o poziție aparte pentru o națiune, a treia cea mai bogată din lume, care se mândrește cu progresul, în care cetățenii se bucură de un nivel de viață de invidiat până la bătrânețe. Singurul alt membru al grupului de putere G8, care păstrează însă pedeapsa cu moartea, este SUA, prima putere din lume. Cu toate acestea, pedeapsa capitală rămâne larg susținută de publicul japonez și, fără opțiune de detenție pe viață, judecătorii se confruntă cu o alegere între închisoare cu eliberare sigură sau moarte pentru mai mulți ucigași. În 2010, autoritățile japoneze au făcut pasul neobișnuit de a permite jurnaliștilor să intre în casa de detenție din Tokyo. Fotografiile arată o suită de camere atât de banale cât și de profund sinistre. Covoare groase, pardosel din cedru și iluminatul slab evocă un centru de conferințe al unui hotel, nu atât cârligele de pe pereți unde prizonierii sunt înlănțuiți, fie ușa pătrată din centrul camerei de execuție. Liniile roșii marchează locul în care deținuții stau cu lațul de gât. Mecanismul e declanșat de unul dintre cele trei butoane montate pe perete într-o cameră vecină. Detaliile procesului au apărut și într-un editorial al lui Charles Lane, care scria că la apăsarea unui buton, o ușă capcană direct sub prizonier se deschide și el cade printr-o gaură pătrată din cedru sau covor. Lațul de la capătul unei frânghii beș subțiri se strânge, gâtul prizonierului se rupe, iar acesta se oprește din mișcare. Corpul său atârnă într-o cameră separată de la parter până vine momentul ca un medic să verifice că este mort. La acest nivel inferior, mediul este din beton, fără ornamente. Există chiar și o scurgere în mijlocul podelei. În 2013, Fujita, în vârstă de 66 de ani, care a servit ca și călău în anii 70, a amintit chipul unui condamnat executat, remarcând că era palid, dar părea foarte pașnic. El a spus că odată ce deținutul e declarat mort de un medic, frânghia e slăbită și cadavrul său e așezat într-un sicriu. Fujita a spus că frânghia e legată astfel încât lațul să ajungă la partea laterală a gâtului, făcând să pară că condamnatul se înclină spre martori atunci când este scăpat de la etajul superior. Mâinile și picioarele prizonierului sunt obligate să le împiedice să fluture. Există o fereastră de vizionare în care oficialii pot urmări spânzurarea, iar legea dictează ca procurorii să fie uneori obligați să servească ca martori. Când un procuror se întoarce la biroul său după o execuție, poate găsi podeaua presărată cu sare. Este un act în Japonia de purificare ritualică. Cei cărora li s-a spus că urmează să fie executați nu au timp să-și ia rămas bun de la cei dragi, deși li se oferă o masă finală. În drumul către camera de execuție se află o sculptură a lui Kanon, zeița budistă a milei. A fost condamnată la moarte pentru că a refuzat să se căsătorească cu soțul pe care l-a ales tatăl ei, dar sabia călăului s-a rupt înainte ca aceasta să-i poată face rău. Va fi una dintre ultimele fețe pe care o vede un prizonier condamnat în Japonia.